Filmul este o ciudățenie așa un pic suprarealistă. Cum nu se fac la noi filme, când cu totul ieșit din peisaj. Mi s-a părut rolul pe care ți l-a propus Iosif Demian. A fost extraordinară și suprarealistă și realistă și de poveste și de realitate întâlnirea cu Iosif Demian. Adică, cred că asta e drumul. Drumul pentru mine a fost, cred că, cel mai important la lucru, la acest film. Pentru că de când ne-am întâlnit, poveștile pe care mi le-a spus, felul în care a ales să mă ia în acest film, să-mi vorbească despre personaj, să-mi vorbească despre importanța personajului meu în întreg, pentru mine a fost lucrul cel mai important. Și da, acum nu știu, cred că e la dinerea spectatorilor să vadă cât empatizează cu personajul meu, cât costă ce se întâmplă cu un om care, nu știu, își pierde viața aberant, neaberant, e un cocoșism sau din potrivă vorbim de demnitate, vorbim de o chestie umană, să salvezi pe cineva, după care mor de prost sau mor de fapt știi, ești conștient că te duci înspre moarte. Nu vreau să dezvolt acum, să mă duc în metafizică, dar sunt întrebări pe care și eu mi le-am pus, poate nu neapărat când am filmat, dar când am văzut filmul. Și toate lucrurile astea constituie un univers pe care Iosif Demian l-a creat și eu, după cum am spus, îi sunt recunoscător și îl admir pentru faptul că a făcut un film exact așa cum l-a gândit și cum l-a vrut și a spus o poveste în felul lui. Și pe voi v-a adus în povestea lui. Da, exact. Adică ați făcut drumul fără probleme. Da, da, fără probleme. Nu, cred că s-a pus problema de probleme. Asta... Fără mari explicații sau pur și simplu ați intrat? Explicații? Ba da, au fost, adică am vorbit despre cred că am vorbit cu fiecare în parte despre personajul lui și da, despre personaj implică tot. Dar da, probabil că probleme sunt întotdeauna, dar cum le depășești, cum rezolvi accidentul, nu? Cam ce ne place. Rămâi acolo blocat sau te duci mai departe și... Cum ți s-a părut reîntoarcerea lui Iosif Demian în filmul românesc? Răspund cu același răspuns. Mi se pare extraordinar că a făcut un film exact așa cum și-a dorit să-l facă și a spus o poveste. Cum a fost interacțiunea cu ceilalți? Înțeleg că n-ați dat foarte multe probleme casting. Mă rog, a fost o alegere a regizorului și a pus la oaltă. Da, cred că ne-a ales pe fiecare în parte, știind exact pe ce rol ar vrea să fim fiecare. Interacțiunea a fost bună, cu mulți mă cunosc, suntem prieteni, amici, dușman n-am avut la filmul ăsta, deci a fost de bine. Ne-am simțit și bine și în timpul filmelor și după ce se termina ziua de filmare. Deci, ce să zic, am filmat în Caracal, scăpat nevătămați, e bine. Da, chiar foarte frumos. Acum lăsăm gluma la o parte, da. Da. Și, ce să zic, criză de râs cu Răzvan Vasilescu, în mod normal, adică a fost o experiență foarte plăcută, da. Am adormit în timpul filmării, în timpul unei duble, dubla 16, trebuia să stau pe un pământ și să ridic mâna suprelată și trebuia să număr până la 10. Cred că am numărat niște oi, ceva, și am auzit, dar n-a ridicat mâna! Și da, mi-am dat seama că am adormit. Asta e, se întâmplă. Am făcut dubla 18 și a ieșit. Nu e, chiar e pe bune. Asta e. Păi de asta mă și amuză când... Da.